Salutare toată lumea, să facem un nou episod cu MTA. O să facem o serie foarte mare pe serverul ăsta pe nume Venom România. O să vă las și linkul de la Discord-ul lor și IP-ul de la server. Băi, vă spun sincer, serverul e mișto, adică uitați-vă puțin ce mașină am. Și acum vă vine să credeți, că ai modificat-o. N-am modificat-o, așa am cumpărat-o din dealer și cu 3000 acestea și o să vă arăt azi. Vă explic niște chestii, nici eu nu le știu pe toate pentru că sunt începători și dacă dăm stați. Avem, stați că nici nu mai văd orele, 4 ore avem, deci vă vine să credeți, n-am cine știe ce ore, dar în 4 ore poți să-ți iei mașină plus casă, care că mașina asta costa 3 milioane ce suntem. Uitați-vă ce ce reflexii frumoase are, vedeți? În geam. Mă rog, serverul e foarte, ok, nu prea, e așa multe persoane, dar vă spun eu sincer că e foarte, foarte, foarte mișto. Deci eu, în momentul ăsta, mă simt bine. Mă simt fucking foarte, foarte bine. Pentru că serverul, nu știu dacă e de-abia făcut, eu știu că nu e de-abia făcut, că știu că e de mult timp și cum am uitat pe el. Dar vă spun 100% sincer, n-aveți cum să ratați serverul ăsta, e chiar foarte mișto. Mai ales, uitați-vă ce frumos e din dreapta vitezometru. Și dacă se uite cumva administratorul care a făcut serverul, își pe ăla, vreau să-i spun dacă ar putea să fac o chestie de un fel de parc auto, unde acolo sunt mașini la mâna a doua și acolo se aduc playerii și vând. Eu asta mi se pare o chestie foarte interesantă, care poți să iei la un preț mai mic decât în fabrică, că e n-a e folosită, na. Și ce zic? Eu l-am pe ăsta, care am dat 3.500.000 și zic că e frumos foc. Subaru ăsta, bereze. Ok. Nu știu nici nu știu ce trebuie să fac. O să mergem prima oară la casa mea. Vreau să vă arăt casa mea, să vedeți și voi ce căsuță drăguță am. Îmi place foarte mult interiorul și exteriorul și tot ce-o fi. Vă dați seama că l-am pe pe ăsta, cum se numește, pe vinyl. Sus aici. O Santos, frumos. Mai dispare câteodată texturile, cred că o fi de la mine, de la calculatorul. Câteodată o să mai facă niște mici frame-uri, adică să se oprească, să se facă niște frame-uri numai mie, poate, dacă aveți și voi un calculator mai performant. Nu știu, că nu are cum să vă fac așa ceva. Dar mie îmi face pentru că na, nu am calculator așa performant, dar mă pot juca în 30 și un pic de FPS-uri, chiar să urc vreodată și la 80 în locuri. Unde nu prea îs oameni, și nici, nu neapărat oameni, dar obiecte multe și chiar merge ok, eu chiar sunt mulțumit și am grafice pentru PC foarte bun, se numește High PC. Adică uitați, dacă care vor să știe, apăsați pe F1-ul și aveți aici opțiuni HD, opțiuni calculator slab. Și aceasta e casa mea. Garajul nu știu de ce, dar nu e al meu, din păcate. L-a luat cineva. Asta e, dar nu mi-a luat casa măcar. Nu contează neapărat așa tare garajul, că garajul oricum nu cred că nu face nimic, dar dacă greșesc cumva, vă spuneți. Trebuie să opriți și eu motorul, da. Cel mai mult îmi place pe serverul ăsta că dacă tu sari, face chestia asta. Ia stați. Și mișto. Pe alte serveri nu e. Vă dați seama că n-aveți voie să vă duceți și voi că nu știu ce. O, că încep să cum să zice, că te duci tu în față și mergi până la și faci și teșe. Niciodată nu faceți chestia asta în realitate. Maxim că alergați, că alergați și voi, că na. V-a apucat pe voi dorul. Deci uitați-vă puțin ce casă frumoasă am. Bum, bum. It's a nice culoare. Bum, it's a nice a carpet. Frumos, elegant. Aici avem undeva aici și frumos o sufragerie unde poți să stai cu toți șmecherii tăi. Aici o bucătărie. Aici un auștor, o baie. Aici un dormitor, ca să știți acum e prima oară când intru, că am vrut să nu intru, dar două dormitoare, deci două dormitoare aici pe partea asta. Deja cred că am început, încep să învăț și cred că o să stau sus la etaj. O baie și un dormitor sus la etaj. Eu zic că casa e chiar foarte, foarte mișto, pe lângă alte case, eu zic că e interesant înăuntru și chiar îmi place. Da, dar mult pe ea am dat 320.000, știu că acum o să ziceți, bă, da, pe alte servere costă mai mult? Păi asta știu și eu că costă foarte, foarte, foarte mult. Dar s-a spus că, într-un fel, dacă intrăm la cheie acum, apăsăm pe asta, bate la ușă, închide ușa. Da, nu știu.
Da, și dacă vor, dacă sunteți interesați acasă, dacă intrați pe Venom România, roleplay, să vă vineți aici să cumpărați. Vedeți, când vedeți chestia asta, asta înseamnă, adică uitați, e un garaj ăsta. Când intri aici, e 100.000, taxă 50%, banii gheață, adică îi plătești din mână și banii folosim contul bancar, cred că v-ați dat și voi chestia asta. Seama și hai să vedem cum arată garajul, chiar sunt mega curios. Eram sigur că e un garaj de genul. Mă gândeam. Mi se pare că e cel de la poliție asta. Da, e cel de la poliție, știam și eu, că știu că am mai fost pe aici și... Nu pe aici, adică am mai văzut același imagine, bă. Da, și care nu știe ce mașină am? Am Subaru ăsta, o să vă arăt acum. Scuzați-mă că mai alerg, dar mă grăbesc. Oricum, primul nu mă vede nimeni pe aici, speră. Ok? Chiar dacă e transferul prin continuu, dar... Da, și ce mai vezi miștorul pe server? Dacă apăsați pe parantezele pătrate, uitați-vă la stopuri, semnalizează mașina. Mi se pare wow. Uitați, și în dreapta semnalizează. Bă, e mișto serverul. Chiar eu vă recomand. Și o să vă arăt acum și o muncă profitoare. Că am întrebat chiar un admin sau un suporter, cum vreți să zic. Hai să zic suporter. Și dacă vă vine să credeți chiar... Mi-a dispărut mașina, dar oricum. Ca să știu, m-am oprit pentru că chiar am vrut să știu ce e de ăsta, da. Am un Q7, hai să vi-l arăt, din 2007. Da, uitați-l. Aba că e frumos, mă, asta. Și alb așa frumos cum vreau eu. O să-i dau și lui așa, ia stați, mă, mereu m-am întrebat, pot să spawnez două? No. Chiar era mișto dacă se spawnă două. Da, și se duce mașina asta, să nu credeți că nu se duce, se duce tare rău de tot. Da, și aveți și suspensii pe aer, da, suspensii pe aer. Dar, din păcate, nu înțeleg ce ori o fi de la mine, dar nu înțeleg de ce. Că pun... stai, să dau și un PM4. I-a zis că Uber nu e fliceat, să știe și el altă dată, că nu o să scrie pe Uber, cred că vedeți și voi în stânga pe chat, pe Uber că caută mafie PM4 și am dat PM și a zis Uber nu e fliceat. Pentru că să nu faceți nici voi chestia să sunați la Uber pentru, adică sunați la Uber și spuneți, în realitate mă refer, dar și în joc, na, că simulează realitatea până la urmă, că trebuie să simulezi de realitatea asta, că dai roleplay, simulează realitatea, mă rog. Și se suși tu la Uber să zici, alo, auzi, ca o mafie. N-are logică, ori sun la Uber ca să vină Uber-ul la tine, ori sun la Uber, mai bine să nu mai sun la Uber, decât să zici, alo, ca o mafie. Da? N-ai de ce să faci așa ceva, deci pe bune, n-ai cum. Scuzați-mă, am degreșit drumulețul puțin. Tot pe acolo să luau, numai că trebuie să cumpăr pe aici. Aici o să vă arăt, știu că sună foarte, să zic, ciudat, dar ce mai mulți bani faci la tractorist, cum ar veni. Sau farmer, depinde ce vrei să ziceți. Eu zic tractorist. Avem aici tractoarele, care chiar unii că văd că le-am modificat, dar arată bine. La ce o să dau și aici așa, chiar dacă puteam să dau un dubu, dar se pare puțin mai realistic. Stați. Selectez o mașină, m-am. Am avut un garaj și asta sper că e băgat în garaj. Ok, nu știu, chiar dacă nu mai era. Cred că mi-a dat tractorul. Ba, nu o să-i tractorul meu. Ok, vă luați un tractor. Bine, voi o să chiar o stați că vă arăt. Dar vreau să luăm cu ei. Sau sper să rămân acolo. Intrați în fermă aici. Și vorbiți cu tanti asta. Și vă luați job-ul, asta e. Nu e așa greu și pe alte chestii. Eu chiar, nu știu ce, eu v-am zis, mie chiar îmi place foarte tare serverul acesta. Eu zic că n-aveți cum să nu încercați să-i dați așa un test la server. Că eu zic că e un server foarte mișto, să se pui și o centura, să nu apară, nu? Și mergem aici și scrieți, după aia, luați un tractor și scrieți să te arăt.
mergem acum. Mergem așa frumos. Și facem câte 10.000 pe cem pui. Eu zic că e foarte, foarte bun. Pe bune. Mie mi se pare fucking mega, mega mișto. Eu sincer vă zic, jobul ăsta am strâns. Da, ce ești tu handicapat? Mă întrebi așa oare. Da, ce e ăla handicapat? Mamă, deci urăsc oamenii ăștia care, mai ales dacă vă duceți și voi la tractor, o să facă chestia asta mereu în lumea. Ba, o să intre în tine ca să ducă el în noi cu parcă își că târzi, știi? Să nu vă grăbiți, puteți să faceți oricând. Eu vă zic să chiar să faceți jobul de... De asta, dar oricum aveți o groază de posibilități să vă faceți miner, nu mai știu ce, o groază de chestii, sunt foarte multe, deci vedeți, când am pornit videoclipul aveam 900.000 și acum am vreo aproape 1.000.000, deci eu zic, și doar dați o micătură, adică acum vă duceți la loc și aia e, dați o tură așa, prin greu, sau prin fân, nu știu ce-o fi, până la urmă, da, fânul, pentru că a zis și ăla că, na, să te duci la domn fânul. A pus și la boxe. De ce îi pune boxe? De ce îi urăsc pe oamenii ăștia, mă? N-am, efectiv. Mă, ce face? Ar fi mișto dacă pleci de lângă boxă, nu știu, mai mulți metri, să oprească boxa, știi? Că na, sau să înceapă un buzii așa, încet, știi? Ca să stea de înțeles că na. Ai, te știi cum e la telefon, pui Bluetooth, dar degeaba pui Bluetooth dacă tu pleci departe de boxă. Și ai văzut că începe să nu se mai audă, și mă rog, începe să buzi, nu știu, la buzi nu prea, dar nu începe să nu se audă. Și, nu știu, el ar fi o idee chestia asta, pentru că, până la urmă, dar chiar știu că e foarte greu, că n-am făcut un server, nu știu cum e, dar cred că 100% e greu. Să faci un server, vă dați seama, plus tractoare, plus tot ce-i gândit în serverul ăsta, e, wow. Nu știu, eu chiar mă gândesc la cei care au făcut serverul ăsta, eu zic că, oameni de unul ta zice, efectiv, trebuie să ai creativitate mare, mă. Mama, ce pustea să nu știu ce aș face, să dau un report, să-mi dea și mie un repair, sau să mă duc eu. Da, reparațiile nu mai costă 2000 de bănuți, că știu că am fost pe un server, mi se pare că Rage, România, chiar m-am jucat foarte mult pe serverul ăla, că a fost interesant, dar nu știam de Venom. Dacă n-am văzut, am auzit de Venom, am zis, dă-te că-mi place. Să spuneți, băieți. De afară, nu. De ce? E poliția. Știi că eu fac job-ul. De ce se chem poliția dacă... Dacă eu efectiv fac job. Mergi, boss. Observ că n-are ce face cu viața. Hai, că am înțeles. Și comunitatea cheamă poliția de jos de tractor. L-a votat. Și vine unul. Dar dacă glumește. E interesant. Eu am zis, dar de ce? Că nu știu ce. Nu știu ce. Are bandană. Pusă. Păi știu că în public n-are voie cu bandana pusă. Doar că jefuiești pe cineva. Anexul acesta are bandană. Dar am văzut, da. Milana, ce pot spune? Casa mea chiar n-a costat mult, a costat doar 300 de mii. Eu zic că e foarte avantajos sau... Depinde. Și depinde, acum și de mașină la reparație, nu mai costă 2000 ca pe aici, România. Ai făcut o zgâritură? Nea! Ci se pune 2000? 2000? Îl dau pe coleguțul jos. Să stai altă dată cu minte. Nu l-a dat pe cu coleguțul. Dar merită, băieți, merită, n-am. Merită, merită. Da, e mișto, ăsta e tractorul meu, m-am jucat, cred că nu știu cât. Dar nu scrie fix că e altă, dar știu că m-am jucat aseară și astăzi e altă. Și asta e plană, băieți. Comunitatea... Bă, comunitatea în general e bună, dar... Așa de la tractor, câteodată, te face să te simți nașpa, adică... Chiar pe bune...
te bușește că că e te-ai băgat în fața lui. Bă, nu mai vă grăbiți, efectiv. Deci dacă se uite ceva care se uite pe Venom și face jobul de să nu mai îl vedeți pe ăla că e în fața voastră, să duce mai tare. Lăsați-l în pace, dați-i mai încet așa cu 30 că nu vă grăbește nimeni. Că banii faceți, logică. Nu îi facem pe 3 secunde, dacă n-ajungi la ce punctul ăla, nu mai primești bani. Nu e. Puteți să vă stați și o lună. Că tot e. Aveți timp să ajungeți, deci... O, dar se pun grâu sau ce? Sau fân, cum se zice, nu știu. Da, poți să facem și noi jobul ăsta până ne ajungem și noi aici, eh? Hați? Opa, șe. Și mergem și noi luăm după aia mașina. Și mergem și noi, nu știu, să vară mașina de la dealership. De la dealership, dacă aș avea o idee. A, nu pot să despună mașina. Așa, lăsăm aici. Mergea puțin reparat, dar lăsăm așa că... Na. Pune și noi motorul și plecăm. Pune și centura să nu pipăie. Și aia e, băieți. Îmi place că stai D2. Interesant. Da. O să... Ai, leu. Da, o să... Mai facem episoade cu, nu știu, vedem noi ce mai facem pe viitor. O să mai strângem bani, facem, poate facem într-o seară și live cu el și facem bani pe server. Să avem pentru McLaren, că știu că există un McLaren de 50 de milioane. Bă, da, să duce tare rău de tot. Nu știu ce mașină să cumpără. Există și Pernedair, cred că v-am mai zis o dată. Dar nu știu ce are, dar eu mereu când ies după server mi se scot, nu știu ce, dar... Da, care, vă duceți la tuning, o să vă arăt și tuning-ul. Tuning-ul mai exact, hai să vă arăt așa repede pe harta F5 pe care nu știe și apăsați pe mână ca să puteți să trage de mapă, să vă uitați la mapă, adică mai exact. Este cheile acestei roșii, adică asta. Asta nu știu dacă neapărat e, dar știu că e cheia asta 100% de aici. 100% de asta. A mai fost de nu știu câte ori. Aici. Da, eu v-am zis, sunt mult, mult mai multe chestii. Nu știu, mi se pare și comunitatea mult mai bună pe Venom, pe lângă Rage, adică Rage-ul venea unul așa, în viteza mama măsii, te bușea, bum, gata, ce crezi, că făcea roleplay băieții? Nu făceau băieții. Deci efectiv pleca, dă-l încolo, are el bani, și repară. Nu știu, uitați, deci, mașina, hai să bușesc un pic, uitați, e fix aici, în perete. Am ușit o să bușesc puțin. Uitați, ia sări puțin capota, mergem aici, stați că am probleme cu netul, ai că blană. Așa, am bășit-o puțin acolo, în față. Ok. Am mai bășit-o puțin, nu contează, e foarte puțin în spate. Și când vedem aici, stăm, se repară, vedeți voi stângă pe cea că scrie. Oh my god. Vă spun sincer că e prima oară când plătesc atâta. Hai să-l bușim, nu știu, altfel, cu spatele bușim. Uite, am bușit-o foarte puțin, deci... Foarte puțin, am îndoit puțin. Spoiler și... Puțin ăla. Așteptăm. Ori o fi de la mașină, că e prea scumpă mașină. Așteptăm. Uitați-o, 1000, vedeți? Ați plătit mai puțin, pentru că ați făcut mai puțin. Mă rog, vă dați seama că, bă, cred că nu se vădea fix atâta. Dar la a șaptele, de fapt, Q7-le meu, chiar e foarte, foarte scump. Adică, de fapt, nu foarte, foarte scump, e foarte, foarte ieftin. De reparație, sunt foarte, foarte ieftin. Mai ales la tractor, este fumul de nel, idei mai axi 60 de lei. Deci, asta mi se pare tare. Vă dați seama că dacă eram pe aici acum, plăteam undeva la... Nu știu cum să zic. Da, nu știu cum să zic. Plăteam fix 2000, scuzați-mă, de bănuți. Chiar dacă avea o mică zgăritură. Chiar dacă avea atâta. Nu, 2000 de bănuți. Nu prea mi se pare chiar așa mișto. Da, și dacă se uită creatorul serverului sau... Depinde. Vă rog eu frumos, faceți ceva cu... La dealership. Stați că vă arăt eu acum. Dacă e. Dacă vă uitați pe video.
dacă nu, asta-i viața. Asta-i viața. Opa, 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 așa. Să mergem și noi repede, repede jos, să vă arăt. Că neapărat să faceți chestia asta, pentru ca să înțeleagă lumea ce mașină este. O să parchez și eu, de exemplu, aici o opresc și ies afară. Întâlnia. Dar știu că poate o fi puțin greu, dar eu zic să faceți un update de la blană și lumea să le placă foarte mult server. Apăsați pe când apeși pe mașină, să aici vezi vehiculul. Bine, dacă vrei, înțeleg, uite, te duci la Mazda RX-5, dai bomb, testează vehiculul și îl vezi. Vedeți? Îl vedeți și aici. Și dai și chiar te dai. Dar zic așa mai repede, când apăsați să vă apară o poză cu mașina. Nu știu, pun la și voi toate mașinile de joc. Care există, le puneți așa și faceți aici o poză, de exemplu, știți? Aia, ai făcut poza. După aia, când, de exemplu, uite, când dai așa un click doar pe... Stați puțin. Doar pe... Pe ăsta, ați dat un click, bam, vă apare, știți? Eu zic că ar fi o idee bună. Nu știu ce să zicem, voi, dar eu asta aș mi-ar place. Eu, de exemplu, aș vrea să cumpăr ori un MK5, adică un Golf 5, ori un M60. M560, scuze-mă. Ok. Ori, nu știu, un Supra. Că Supra, nu știu, că nu e chiar așa scump și poți să-l și tunezi Supra, că scrie terrible. Și să și duce Supra. Supra o să duce foarte tare. Nu știu de ce da pipe centura aia în continuu. N-am ce să-i fac. Sau când astăzi să fie așa, sau când astăzi drive-ul, să vă apară un vitezometru în dreapta. Ca asta nu apare, dacă mai vă uitați la videoclip producătorii jocului, la serverului pe jocului. Și aia sunt inteligenți care a inventat MTA-ul, în general. Bă, deci, efectiv, ar fi foarte mișto să vă apară un vitezometru în dreapta. Vedeți că când n-ai mașina ta, nu-ți apare vitezometru. Și asta ar fi o idee, ca să înțelegi și tu cât îi dă mașina. Îi dai, de exemplu, pe aici fix unde te lasă, îi dai full gas și vezi tu cât îi dă. Chiar dacă scrie în dreapta viteză 240, da? Câteodată am pățit că scria la, de exemplu, la mașina mea, nu scrie corect. Că scria 280 și prindea 220. Acum nu știu ce să fac. Sau mi se pare că putem să vedem aici mașina. Mi se pare că știu că am văzut o dată mașina. Da, mă, uitați-mă aici. Aici. Asta îmi spune că vreau să neapărat să caut Lamborghini-ul ăsta, că îmi place la nebunie. Dar nici nu cred că există Lamborghini. Mă rog, uitați, asta e mișto. Chiar e interesantă chestia asta. Na, te uiți la el, știi? Vezi tu frumos, sau o mașină. Da, și ca să știți mașina, nu cumpărați din... Stați puțin, din înăuntru, de acolo nu-l cumpărați, dar o cumpărați de aici. Pentru că aici e opțiunea de cumpără. Eu zic că e foarte mișto. Jocul și serverul, de fapt. Și dacă tot v-ai uitați... Mi s-a scos un mod. Nu, mod, cred că mai multe. Știți că am apăsat pe Discord, nu știu ce am căutat eu tu mai pe acolo, enable all mods. Ia să mă uit repede, repede, repede. Opa, opa, hopa, 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 hopa. Da. Și dacă mai tot mai uitați, să faceți jante modate. Eu zic că ar fi o idee foarte, foarte mișto. Uitați, gata, apare. Uitați-vă puțin, câte chestii pot să fie. La preț foarte, foarte ok, adică Dacia Logan, efectiv, e doar 600.000. Și acum vine unul, bă, da, Audi-ul al tău, cât costă? Hai că vă arăt acum cât costă. Foarte, costă foarte puțin. Ia să spun, cred că l-am văzut. Interesul. Audi. S4 Avant, ăsta nu știu ce are, dar cred că e... Nu înțeleg de ce nu se salvează, chiar dacă le-am pe toate salvate. Adică mai exact s-a bate descărcate modurile. Are o problemă și E7-le care cred că mi-l iau. Să-l fac grafica lui E7-ul. De fapt ca lui. Uitați, Q7-le e 850.000. Eu zic că e un preț foarte, foarte bun. Uitați și motor. Adică uitați-vă la motorul ăsta Kawasaki NV. Vreau să văd neapărat că e prima oară că văd motorul ăsta. Deci
Ei, poate l-ai mai văzut, dar nu știu așa de bine. L-am mai văzut, mi se pare necunoscut. Și cred că ăsta e primul server care văd chestii astea, că sunt mai multe, mult mai multe și mult mai multe, mult mai multe. Există Matiz. Mișto. Prima oară când văd. Ok. Unde este motoretele? Kawasaki. După Kawasaki, Maserati, băi, lău, 15 milioane, Maserati, ăsta ia ce Maserati. Și presim ce Maserati e, nu-mi place Maserati ăsta. Mamă, dar nu-mi place Maserati ăsta deloc. Dar deloc, nu știu ce am cu el, dar nu-mi place. Ia stai, mă, să mă uit așa frumos. Subjecte. Dar nu găsesc chiar deloc motoarele, dar poate o fi. Mă rog, sunt, eu vă zic, o singura chestie nu-mi place la BMW-ul ăsta M4, că e foarte, foarte urât, deci dacă îl vedeți. Așa, băiți, am revenit. Singura chestie care nu-mi place mie la M4 ăsta, fața. Deci, bă, fața e urât. Nu e de la server, nu e de la nimic, dar nu-mi place mie M4 ăsta, deci nu știu. Poate la alții vă plac, dar mie chiar nu-mi place deloc. Interiorul e frumos, nu am ce să zic, dar... Oi, de aventadorul, vai. Uitați-vă cum arată. Scurul arată, bombat, nu știu ce. Fața. Pă, grila asta mă dezgustă, nu știu, nu, chiar nu. Nu-mi place. Da, deci eu zic că am atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut și poate mai facem episoade cu mai multe chestii, adică nu mai stăm și explicăm despre server. Efectiv, doar vă, cum se numește, vă facem bani, poate facem, ne cumpărăm o mașină, o modificăm, chestii de genul. Da, deci cam atât a fost cu acest episod, ne revedem data viitoare, pa, pa! Da, stai, ce credeai că am închis, ai crezut că ai scăpat de mine, no, wait. Sper să dați like și nu știu la acest episod să fie, nu știu câte like-uri, cred că vreo 5 sau, nu, hai să fie 6. Oricum nu prea strâng eu multe like-uri, dacă am strâns prea multe, îmi place foarte tare și, deci sper să strângem 6 like-uri, cam atât a fost cu acest episod, ne vedem data viitoare. Pa, pa, și să nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe. Pa, pa!